Mulțumesc pentru invitație și pentru că suntem între prieteni. Mulțumesc lui Șerban, vechiul meu prieten din anul întâi, lui Radu și lui Sergiu, chiar dacă nu sunt de față, dar le voi transmite și după aceea. Și mă gândeam, în timp ce se discutau toate aceste lucruri importante, cât de mult aș putea să mai țin eu în sală. De ce? Pentru că dacă este să mă uit după cum îi spune titlului ales atunci când m-a întrebat Radu despre ce vreau să vorbesc, am dat o denumire, zic eu, inteligentă, impactul exigențelor legale ale prelucrării datelor caracter personal în activitățile bursiere. Adică ceva ce clar adorme pe toată lumea, dar să vă traduc, voi vorbi astăzi despre sex, bani și onorabilitate. Adică toate cele puse într-o propoziție care se ne ducă spre reglementările bursiere. Înțelegem că ăsta e finalul la iar. De ce trebuie să vorbim de aceste lucruri? Pentru că clar este weekend, dar pentru că avem cât de curând depus în aplicare o directivă care ne obligă și pe noi, ca și pe celelalte 27 de state, să introducem un raport minim tangibil în Consiliile de Administrație ale societăților state pe bursă, raportat la gen, așa spune directiva. Acum, de ce am spus sex sau gen? Pentru că sunt lucruri diferite. Asta am aflat-o și eu de la colegii mei de la Oradea, la o conferință discutată și doamna conferențiar Mihaila a dezbătut aceste lucruri foarte, foarte frumos. Genul nu este același lucru cu sexul. Deci dacă directiva se referă și am și un număr de directivă aici, este vorba de directiva 381 din 2022, din 23 noiembrie 2022 și care se va aplica sau ar trebui să fie pusă în transpusă până în 28 decembrie 2024 de către toate statele. Spun că directiva face referire la gen, nu la sex. Și după cum am învățat la acea conferință de acum 3 săptămâni, 4 săptămâni de la Oradea, lucrurile sunt diferite. Genul presupune o trăire interioară sau o calitate pe care o simți interior. Sexul este ce biologic cunoaștem cu toții. În aceste condiții, directiva vine și ne spune că există obligația statelor ca minim 40% din posturile de administrator neexecutiv și până și minim 33% din toate posturile de administrare, adică și administrator executiv și administrator neexecutiv, trebuie să fie din sexul subreprezentat. Nu face referire la care dintre sexe. Deși titlul este referitor la gen, adică practic văd o confuzie între gen și sex. Este o directivă europeană, adică noi respectăm ceea ce ni se spune. Acum... Eu zice să verifici versiunile în engleză. Încă n-am transpus directiva. Vom transpune până în 28 decembrie 2024. Am înțeles că Consiliul de Administrație... Acolo, despre asta era vorba. 40% femeie. Da, noi stăm bine, adică la noi nu este o problemă, dar problema va fi alta. Pentru că articolul 9 din regulamentul 679/2016 privitor la protecția datelor interzice prelucrarea datelor privind viața sexuală sau orientarea sexuală. Acum, eu n-am înțeles exact dacă să mă consider de alt gen e legat de orientare sexuală sau nu, dar presupun că da. Adică dacă am un gen binar sau alte, una din celelalte modalități de trăire internă. Și atunci mă întorc la directivă și întreb cum am putea să stabilim aceste lucruri. De ce? Pentru că directiva stabilește existența unor sancțiuni dacă nu se respectă aceste minime procente. Așa încât, de exemplu, articolul 6 spune că acționarii trebuie să fie informați despre dispozițiile directivei, inclusiv asupra sancțiunilor pe care le va aplica statul respectiv, adică ce vom avea în lege. Mai departe, înseamnă că eu, ca administrator al întreprinderii respective a societății listate la bursă, va trebui să informez acționarii cu privire la genul, sexul persoanelor care, da, persoanelor
pe care le propun, sau bine, acționarii care propun, în, dacă au quorum, persoanele pe care le propun în bordul de conducere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acelor persoane le dezvăluie niște date cu caracter personal sensibile, așa cum spune articolul 9 din GDPR, interzise să fie prelucrat. Mai mult, vin și mă gândesc că de fapt am o coliziune între drepturi și libertăți. Adică pe de o parte am dreptul de proprietate și vă spuneam că vorbim de bani, adică proprietatea asupra acțiunilor, am o, probabil sunt majoritar sau oricum împreună cu altcineva voi fi majoritar sau pot face o majoritate în adunarea generală și eu aș propune o persoană, indiferent de exet, care este aptă să conducă întreprinderea așa încât banii mei să se înmulțească. Acum, dacă eu voi face un interviu acestei persoane, ar trebui să o întreb dinainte. Și ar trebui, de asemenea, să-i și spun, să le spun acționarilor, vedeți că această persoană este de un sex sau de altul, de un gen sau de altul. În momentul în care însă fac acest lucru, vin celelalte drepturi legate de protecția vieții private, care îmi spune că nu pot să intervievezi orice persoană legată de activități care nu sunt direct legate de postul pe care, pentru care vreau să aplice. Adică dacă vreau să-mi fie administrator, nu pot să o întreb de care sex sau cum te identifici, ce, cu ce gen te identifici sau ce sex ai. Dacă te cheamă Denis sau Denis, pentru că e o nuanță. Și mergând mai departe, legat de aceste chestiuni, mai am un cuvânt care se numește onorabilitate. E folosit acest cuvânt onorabilitate și în legislația internă, avem de exemplu arhitecți, profesii liberale în general, dar și de către ASF. ASF-ul care, prin reglementările sale, stabilește că orice persoană care va face parte dintr-un consiliu de administrație trebuie să îndeplinească anumite condiții. Adică, de exemplu, să aibă o reputație și experiență în domeniu. Reputație bună, dar nu specifică la ce ne referim când spunem reputație. După aceea, să nu aibă cazier legat de anumite infracțiuni, nu știu, abuz de încredere, de lapidare și așa mai departe, și în sfârșit să nu fie sancționată de către ASF. Într-o speță, ASF-ul a amendat o persoană cu 20.000 de lei pentru că în declarația de onorabilitate nu a specificat faptul că era condamnat în primă instanță pentru o anumită infracțiune, deci practic nu s-a verificat portalul instanțelor, dar mai ales pentru faptul că nu au fost verificate anumite publicații de can-can, să spunem așa, în care apăreau anumite informații legate de viața persoanei respective. Și amenda a fost pe măsură 20.000 de lei. Ori în aceste condiții ne punem întrebarea dacă eu declar în fața unui ziar de citibil, să spun așa, de către toată lumea pe internet, care apare și pe Instagram ca să fie și mai ușor de citit, că am un alt gen decât cel biologic vizibil, are sau nu are relevanță acest lucru atunci când ASF-ul îmi va da bifa asupra numirii mele în bordul de conducere, în Consiliul de Administrație. Și atunci vin la articolul 6 din regulament, care îmi spune în ce măsură pot fi prelucrate date cu caracter personal. Și evident, dacă avem această directivă și vom avea și lege, nu putem face altceva decât să mergem la litera C, care ne spune că voi prelucra datele ca obligație legală. Acum, atât directiva, cât și regulamentul sunt acte de nivel european, pe de o parte. Pe de altă parte, regulamentul este cadru, iar directiva, care obligă statele la transpunere, este specifică unui anumit domeniu. Aplicăm directiva în fața regulamentului? Răspunsul pe care l-am învățat la școală ar fi da, în cazul ăsta, pentru că legea specială se aplică față de legea generală, regulamentul fiind legea generală, legea comună în acest caz. Și atunci venim mai departe să vedem în ce măsură legea specifică, adică directiva sau legile care vor transpune această directivă, pot fi puse într-un test de echilibru cu interesul privat. Pe de o parte vorbesc de interesul privat al persoanei,
Pe de altă parte, vorbesc de interesul privat al acționarilor. Deci persoana care candidează la postul de administrator sau interesul privat al acționarilor care vor trebui să cunoască aceste lucruri despre acea persoană și să voteze în consecință. Și bineînțeles că acest test al echilibrului ar putea să ne conducă la nerespectarea directivei, pentru că până la urmă voi alege persoana în care am încredere cu privire la competențele profesionale și nu neapărat raportat la genul sau sexul persoanei respective. Pe de altă parte însă pot fi obligat de către ASF prin faptul că nu mi se bifează acel administrator și a fost spețe în care administratorii nu au fost agreați de către ASF, n-au fost aprobați de către ASF și au rămas societăți listate pe bursă fără un consiliu de administrație care să poată vota diverse lucruri curente în conformitate cu obligațiile pe care legea și actul constitutiv al societății îl dădeau. Concluzia ar putea să ne conducă la o lume distopică. Cu siguranță, Ayn Rand, Atlas Shrugged, e o carte pe care cu toții am citit-o și în care știm ce se poate întâmpla atunci când statul vine și reglementează fiecare bucățică din activitățile noastre. Nu pot declara că am alt sex decât am doar ca pentru a beneficia de... E dreptul dumneavoastră. Exact. Nu, n-are cine să-mi conteste. Nimeni nu poate să-mi conteste. Pentru că eu n-am... Procedura vorbim. Da, nu contează. Problema este că vă puteți răzgândi de oricât te vreți. Depinde cum mă simt eu. Da? Și atunci nimeni nu m-ar putea contesta. Acum, pe durata mandatului, de ce să nu simt păi, exact, adevăr? Exact pe durata mandatului. Acum depinde dacă oricum am o restanță pentru că răspunsul la întrebare a fost, deci am avut emoții și nu v-am dat în mod acolo, o să fac niște detalieri. Nu cred că este abuz de reglementare, pentru că discutam și ieri într-un cerc mai restrâns. Totuși, există ce sunt genuri sau sexe subreprezentate. Și mergem pe ideea de meritocrație. Ok, foarte bine. Deci asta trebuie, astea sunt principiile. Meritocrație și egalitatea de șanse. Doar că în anumite situații, în anumite țări, în anumite regiuni, în privința anumitor sexe, sau nu numai, că putem să avem și de religioase, persoane ce țin de religie, aspecte ce țin de aceste motive, există în mod vădit discriminări. Ori aceste discriminări nu pot fi egalizate decât în baza acestor reglementări speciale, din punctul meu de vedere. E adevărat că există nenumărate probleme de acest gen. E adevărat că există foarte mulți contestatari acestui curent. Da? Există o controversă la nivel intelectual pe acest plan, dar nu cred că am putea să spunem cu atâta ușurință că este totuși o lipsă, că au timp prea mult și o suprareglementare. Părerea mea, din acest punct de vedere. O să lasă Tărin și pe mă, voi răspunde totuși nu mai bine. Aici într-o anumită formulă sau într-o anumită modalitate,
Exact, ca să rămână, dat fiind că în materie, cel puțin de drepturile ale acționarilor și așa mai departe, avem foarte multe norme supletive. Și cred, sau dacă ne aflăm în acea categorie, mărturisesc că nu știu dacă este, face parte din categoria normelor obligatorii pentru statele naționale sau lăsate la dispoziția statelor de a implementa sau nu acea parte sau modalitatea în care să procedeze la implementarea ei, este posibil să rămână la nivel de normă supletivă. Și atunci, dacă acționarii își doresc cu adevărat ca la momentul alegerii sau desemnării consiliului, membrilor consiliului de administrație, ce să le conducă afacerea, să spunem așa, foarte, foarte scurt, că vor să știe neapărat sexul, gen, orientarea sexuală sau ce mai doresc ei, da, atunci să fie preluată în actul constitutiv al fiecărei societăți până la urmă și să accepte până la urmă să afle astfel de detalii sau să facă o selecție având în vedere aceste elemente care cu siguranță fac parte din categoria datelor cu caracter personal ce nu pot să fie expuse sau discutate sau disputate. Este și greu să-mi imaginez cam cum s-ar putea face un interviu sau o selecție, un anunț pentru un interviu că doresc să-ți angajezi un administrator care, nu știu, să aibă o anumită orientare sexuală sau să nu aibă o anumită orientare sexuală. Indiferent, cum poți înlătura discriminarea? Aici problema este legalitate versus oportunitate și practic prin această directivă, având în vedere articolul 6 alineatul 5 prin care se spune că acționarii trebuie să fie informați și să fie informați și asupra sancțiunilor pe care societatea le va primi dacă nu respectă dispozițiile legale, practic atunci oportunitatea pe care spun eu că ar trebui să o aibă acționarii să aleagă pe cine doresc ei în Consiliul de Administrație se transformă într-o obligație legală de a alege un anume tip de persoană. Și cum faci chestia asta? Și mai e o chestiune legată de, există o hotărâre, cred că în Statele Unite, cu privire la acele genuri fluide, adică astăzi mă pot declara într-un fel, mâine mă răzgândesc. De ce? Pentru că practic nimeni nu poate să-mi spună mie dacă astăzi sunt bărbat sau mâine sunt femeie. Putem să ne apropiem de închiderea conferinței. Mulțumesc. Cu o glumă, știi? Se zice că făt frumos o părăsit-o pe Ileana cu sânzeana pentru zmeu. No, bun. A fost foarte faină tema. În Franța a fost câștigat un motociclist care s-a declarat ciclist. Vă rog, dacă mai aveți ceva de... față de domnul Bulieri și îmi cer scuze dacă mai, vă mai răpesc din timp. Deci domnul Bulieri, cunoașteți întrebarea, doar adun auzit-o, iar eu n-am lămurit-o suficient, n-am lămurit răspunsul suficient. Acum, în detaliile erau legate ce fel de investitori era, partenerul dumneavoastră era cetățean rus sau persoană juridică de naționalitate rusă, era sau nu în lista celor vizați de aceste sancțiuni. Dacă nu era în lista celor vizați de aceste sancțiuni, este simplu, puteți continua afacerea în continuare. Aplică. Contractual față de toate liste care... Exact prin regulamentele europene obligatorii, care sunt direct aplicabile. Da. Bine, ok. Și dacă vrei consultanță, știu eu niște firme de aplicație. Nu. No, hai să ne eliberăm unii pe alții, dacă ați terminat. Bravo.